Salutare lume! Astăzi am să vă prezint această combină de la Sony. După cum puteți vedea, este dotată cu casete, egalizator, nivel indicator semnal stânga și dreapta, selectorul de canale, volum, balans și partea de radio. Deci, problema la această combină este că un buton de la egalizator este rupt dinăuntru și ăsta alalt nu funcționează cum trebuie. Așa, partea de casetă are curelușile de la motoraș și sunt rupte. Și altceva, da, el așa, butoanele ca astea funcționează. Am să-i scot capacul. Șuruburile sunt desfăcute deja. Mai trebuie să dau jos capacul. Am să pun o leacă telefonul aici. Uitați așa. Cam așa arată în interior combina. Aceasta este placa de radio. Aici este etajul de amplificare și transformatorul. Așa, de STK-ul este un, nu reușesc să-l filmez, este un 4131, aici e placa de preamplificare, așa, și parte de radio. Da, deci, condensatorii aici sunt de la mai multe mărci, uitați, Elna are aici, da, de la Nikicon, Rubicon, deci sunt mai multe firme de condensatoare. Da, condensatorii de filtrat sunt de 4700 de micropii, 42 de volți, tensiunea nu știu cât este, am să o măsor. Da, el, deci STK-ul nu este ars, e originalul lui, după cum pare și după praf, uitați că pasta nu pare să fie fost schimbată. Așa, deci, da, singurele defecte astea e egalizatorul cu butoanele rupte și casetele. Uitați aici cum arată în spate combina, deci aici sunt intrările, ieșirile, o altă priză de conectare. Aici pentru antenă, uitați cu vine cu clame din astea și aici e modelul de la combină. Deci cam ăsta, deci e făcut în Japonia. Puteți vedea aici. Da. Uitați aici ca să vadă mai bine etajul final. Uitați cam așa arată. Uitați și praful de pe el. Așa. Uitați și scrisul cum e făcut pe el. Așa, deci, na. Până la urmă am desfăcut modulul ăsta, unde vroiam să ajung să umblu. Uitați aici componentele de pe placă. Așa. Uitați acolo la casete. Deci o parte din curele sunt coapte. Așa, totuși le văd acolo. Uitați aici ce am găsit în combină și nici nu mă așteptam să găsesc. O monedă. Chiar nu știu ce monedă poate să fie. Da. În fine. Deci, cam ăsta-i. Uitați și voi aici cât a trebuit să desfac. Ce am desfăcut bordul de pe partea asta ca să am acces la schimbat curelele la casetă. Uitați și voi când mișcă aici, uitați și voi cum se mișcă. Da. Ce să mai... s-au întins. Deci, până la urmă, am pus
tija asta înapoi aici, am pus lipici partea de jos ca să nu mai iasă înapoi afară, puteți vedea. Așa, aici dacă n-am mai găsit tija, au trebuit să-i fac una din cupru. Așa, aici am dat o gaură ca să treacă tija alea mai departe și aici am pus lipici la bază. Așa că el acum culisează fără probleme, la fel ca celelalte potențometri. Și astea sunt în regulă. Aici la casete am pus curelele astea două de aici. Uitați. Mă nu mai joacă. În schimb la caseta 2 n-am mai găsit curele. Așa că o rămas fără. Deci numai o casetă o să funcționeze. Deci da, acum am să-l asamblez înapoi. Deci, acum am asamblat-o înapoi. După cum puteți vedea, încă nu i-am schimbat becul la radio, dar am să-i schimb și pe ăla. Pentru că nu știu de ce are momente când se aprinde și momente când nu se aprinde. Așa, am schimbat curelele la caseta asta. Acum e totul montat, egalizatorul funcționează așa cum trebuie să funcționeze. Am să-i dau drumul la o melodie de pe casetă. Acum am să pun muzică de pe un CD player. Mai exact CD player-ul ăsta de aici. Am să dau melodia a 2. Nu e ca în vest, frate, norii negri se adună peste noapte. Dar am poezia mea pentru libertate și torțele aprinse pentru eternitate. Nu că aș fi vrut să am trecut de mic, prin focurile iadul nu e totul sau nimic. Victoria este celor care gata se ridică. Știi, viața este lupta care nu e loc de frică. Așa că drept în picioare m-am ridicat și ca David cu Goliat am luptat. Am respectat ce era de respectat. Am dat totul la o parte cu un gest. Ăsta e un manifest, este încă un protest. Am îndurat prea mult, am Mandela. Dar acum, frate, pot să merg pe apă. Hei, a fost tot mai greu. Ce-am simțit, o să știu doar eu. M-am luptat cu umbre din jurul meu. Fără să știu că ăsta e iadul meu. Dar cu tâmpile astea m-am ridicat. Sunați alarma, lumea arde jurul meu, poate e ca arma. Dar eu sunt obișnuit deja cu drama și nu o să aștept să mă salveze Obama. Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina. Adrenalin care asta să-mi taie capul ghilotina. Experimentul românesc a fost un dar care m-a învățat cum să mă șoluiesc pe jar. M-a învățat că atunci când viața pare rău. Deci, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Da, deci, vă salut!